Binecuvântat să fie Domnul! Începând cu lecția aceasta, pentru 10 părtășii ne vom opri la psalmii lui Asaf, 50 și 73 la 83, pentru a vedea din cei 12 psalmi gândirea pe care acest om o avea, felul în care l-a prezentat pe Dumnezeu și respectiv omul. Vom vedea că în aceste capitole există multă învățătură duhovnicească cu aplicație pentru noi, cum de altfel tot ceea ce a fost scris despre Israel are valoare, fie că direct, fie că se aplică cu interpretările potrivite învățăturii Noului Testament. Vreau să înțelegem că și Cartea Psalmilor, cea mai lungă carte din Biblie, este împărțită în 5 cărți, fiind astfel o asemănare între cele 5 cărți ale lui Moise, legea, și cele 5 cărți ale lui David, pot fi numite psalmi. De altfel însă și expresia psalm înseamnă o melodie cântată cu harfă, sau expresia psalo ar fi ciupirea corzii unui instrument. Cum de altfel în începutul foarte multora psalmi apare expresia că acele cuvinte au fost oferite cântăreților pentru a fi folosite fie în laudă, fie în exprimare altor lucruri, pentru că psalmii sunt unii de laudă, alții de cerere, de penitență, cu diverse motivații, alții de factură istorică, și astfel se extind cuprinzând mai multe subiecte. Așadar, dintre psalmi, noi ne oprim doar la ceea ce am putea numi psaltirea lui Asaf. El a fost un levit dintre fiii lui Gershom, un lider al închinării sfinte pe vremea lui David și, cred, pe vremea lui Solomon în parte. Să se sesizăm mai întâi, într-un prim capitol al studiului nostru, pe Dumnezeu și închinătorii Lui, așa cum ne sunt prezentați în cea mai mare parte, în prima parte a psalmului 50. Ne vom folosi de referințe din psalmii lui Asaf, dar vom lua și altele din Scriptură, însă numai pentru a întări această învățătură. Învățăturile, în mod expres, le vom extrage din acești psalmi. Să sesizăm cum Dumnezeu este Cel ce s-a prezentat, Eu sunt Cel ce sunt. Sau, după o altă traducere, cum ar fi cea a Septuagintei, Eu sunt Cel ce este. Asta înseamnă că Dumnezeu este, în primul rând, prin sine, adică El este transcendent, nu depinde de nimeni și nimic. Pe de altă parte, înseamnă că Dumnezeu este ceea ce vrea să fie, că devine ceea ce își propune, sau mai poate însemna că El este acolo unde vrea să fie. Și ce este mai frumos din ceea ce le-a promis evreilor, adică poporului său, că El vrea să fie cu poporul său, să facă ceea ce dorește și astfel să avem împlinită toată nevoia noastră de divinitate. Iată ce scrie în Psalmul 50 și cu aceasta intrăm în conținutul psalmilor lui Asaf, versetul 1. Dumnezeu, da, Dumnezeu, Domnul vorbește. În ebraică este expresia El Elohim Yahve. Domnul, Dumnezeu, Domnul. Deci Asaf își începe cuvintele sale cu prezentarea celui ce este. Și nimic nu se poate înțelege dacă nu pornim de la Dumnezeu, de la adevărata sa identitate de sine stătătoare, de la transcendența ființii sale. El este superior creației. El stăpânește toate lucrurile și este mai mult decât ceea ce ne-am putea gândi noi. Adică nimeni dintre noi, nici măcar în mod colectiv, adunând tot ceea ce pot înmagazina mințile noastre, nu pot să exprime în mod suficient ce este Dumnezeu? Cum este Dumnezeu?
Pentru că cel mai înțelept om, Solomon, ne-a spus că mintea noastră este mărginită și dacă nu poate pricepe lucrările lui Dumnezeu, cum poate să-L priceapă pe Dumnezeu? Tot Dumnezeu a spus despre sine, citesc din cartea profetului Isaia, capitolul 46, versetul 9, aduceți-vă aminte cele petrecute în vremurile străbune, căci eu sunt Dumnezeu și nu este altul. Cum își mai frământă unii mintea să întrebe ce a fost înainte de Geneză. Eu sunt Dumnezeu și nu este niciunul ca mine. Bine, pentru noi asta este clar că nu sunt alți Dumnezei. Dar ce nu este suficient de clar este cum este acest Dumnezeu. Cum a fost El dintotdeauna. Cum există El, cum este ființa Lui, căci nimeni nu L-a văzut, nici nu-L poate vedea. El locuiește într-o lumină de care nimeni nu se poate apropia. Amintiți-vă de dreptul Iov care zicea, Doamne, eu am auzit despre Tine, dar acum când am o nouă percepție, îmi dau seama că încă sunt mic și astea sunt niște lucruri care mă depășesc. De aceea cred că este foarte important să studiem psalmii lui Asaf, căci vom mai învăța încă lucruri sau cel puțin ne vom aprofunda în cunoașterea lui Dumnezeu. Trebuie să înțelegem că El își exercită autoritatea sa și își manifestă atributele sale sub diferite ipostaze. El lucrează când vrea și cum vrea, dar întotdeauna are în prim obiectiv poporul său, închinătorii săi. Dumnezeu ne are ca favoriți ai săi, dar și ne tratează cel mai aspru, adică își începe întotdeauna judecata cu noi. Cu noi discută mai întâi, noi suntem responsabili mai întâi, pentru că ne vrea să fim ai săi și cu noi, ca și credincioși ai săi, are un scop și acesta trebuie înțeles. Iată ce vă citesc iarăși din Psalmul 50, de la versetul 1. Dumnezeu, da, Dumnezeu Domnul vorbește și cheamă pământul de la răsăritul soarelui până la sfințitul lui. Ne-am putea imagina de cum se scoală oamenii, îi cheamă la apel și vrea să știe că sunt pe terenul lui, sunt creația lui, sunt sub stăpânirea lui. Apoi versetul 2. Din Sion, care este întruparea frumuseții desăvârșite, de acolo strălucește Dumnezeu. Deși El își exercită autoritatea peste tot pământul, dar în Sion are un loc aparte, asta pentru evrei, iar acum am putea spune pentru biserică. Și tot aici scrie de la versetul 5, strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. Deci iată o relație specială cu poporul său. De aceea trebuie să înțelegem că Dumnezeu are cu noi o lucrare și o relație specială. Iată ce vă citesc și în versetul 4. El strigă spre cerul sus, și acestea sunt sub controlul său, și spre pământ, ca să judece pe poporul său, sau 7. Ascultă poporul meu și voi vorbi. Dar nu am citit că vorbește cu tot pământul. Da, dar cu poporul său special vorbește. Ascultă, Israel, și te voi înștiința. Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tău. Aceasta este o favoare, o onoare, dar și o mare responsabilitate. De aceea spune și Apostolul Petru în întâia sa epistolă la capitolul 4, vorbind despre noi ca și popor al Domnului în concept nou testamental, citesc de la versetul 17. Căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Deci cu noi începe, dar nu se sfârșește până nu-i cuprinde pe toți, căci Dumnezeu cheamă tot pământul. Așa că, dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel nelejuit și cel păcătos? Iată care ar trebui să fie atitudinea noastră înaintea lui Dumnezeu. Neprihăniții să stea cu teamă
și păcătoșii să tremure cu atât mai mult. Căci Dumnezeu, tot stăpânul, este în control peste întreaga omenirea, dar în mod special peste poporul său. De fapt, ce voia Dumnezeu să transmită poporului său în Psalmul 50? Dumnezeu se uita peste tot pământul, dar în mod special în Israel. Ce a văzut Dumnezeu în Israel? Vom sesiza că Israel era în vremea aceea și nu numai un popor cu o închinare formală. De altfel, acesta este și titlul lecției noastre, oameni cu o formă de evlavie. Evlavia este modul în care ne raportăm la Dumnezeu, dar El ne citește. El știe ce gândim, ce facem. Iată ce spune Scriptura despre evrei și vreau să vă spun mai întâi din Scripturi că evreii dispuneau de cunoașterea cea mai corectă despre Dumnezeu, chiar dacă nu era desăvârșită, nu era totală, datorită revelației și puteau să aibă cu Dumnezeu o relație vie datorită legământului. Deci evreii aveau aceste două lucruri mari, revelația, adică Dumnezeu li s-a descoperit. I-a luat, i-a chemat la muntele Sinai și le-a vorbit. Și nu numai atât, a încheiat cu ei un legământ, s-a angajat să se poarte cu ei cu toată bunătatea și s-a angajat să le acorde anumite drepturi speciale, însă le-a și cerut lor ca răspuns dacă intră în legământ și tot poporul a zis, da, a acceptat, a fost un legământ semnat în prezența Domnului cu sânge de jerfe, s-a scris tot într-o carte, a fost consemnat, s-a instaurat un sistem de închinare, Dumnezeu se angajase să fie în mijlocul lor prin cortul întâlnirii, acolo a coborât focul și fumul. Deci cu ei Dumnezeu avea efectiv nu doar un plan special și o relație specială, ei aveau o cunoaștere deosebită. Citim în Psalmul 50, versetul 2, din Sion, care este întruparea frumuseții desăvârșite. Deci acolo ei au văzut pe Dumnezeu într-o formă accesibilă omului, întruparea frumuseții. Ei au văzut frumusețea divină, a valorilor sfinte. De acolo strălucește Dumnezeu. În restul pământului Dumnezeu se vedea așa în chip întunecos, bâșbâind, cum zice Apostolul Pavel. Dar ei aveau strălucirea. Adică era ceva luminos, ceva ce se putea înțelege mai ușor. Iată ce vă citesc și din Psalmul 78, tot un psalm al lui Asaf, despre posibilitatea, poziția și harul Israelului. 78 de la versetul 3. Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii, ca să fie cunoscute de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor, pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile Lui. Deci Dumnezeu a instituit un legământ pentru ca generație după generație să aibă cunoaștere sfântă, să aibă parte de toate favorul legământului, dar și ei să se poarte într-un mod corespunzător. Evreii au înțeles aceasta, dar nu toți. Și nu în mod suficient. Pentru că Apostolul Pavel scria, citesc din Roman capitolul 2, despre favoarea lor, dar și despre adevărata lor poziție față de Dumnezeu. Roman 2, de la versetul 17, pagina 1095. Tu care te numești iudeu, care te reazi în pe o lege, care te lauzi cu Dumnezeul tău, care cunoști voia Lui, care știi să faci deosebire între lucruri pentru că ești învățat de lege, tu care te măgulești că ești călăuza orbilor, alții sunt întuneric, tu ai lumină, din Sion strălucește Dumnezeu. Lumina celor ce sunt în întuneric, povățuitorul celor fără minte, învățătorul celor neștiutori, pentru că în lege ai dreptarul cunoștinței depline și al adevărului, tu deși care înveți pe alții, pe tine însuși, nu te înveți, tu care probdești să nu furi, furi și așa mai departe, în aceeași idee continuă apostolul. Însă, deși aveau toate aceste cunoștințe despre Dumnezeu,
oportunități speciale de a-i se închina, de a avea o relație directă și vie cu el, evreii au căzut în ispita unor ritualuri și declarații, a unor procesiuni religioase de sacrificare a animalilor ce se derulau fără înțelegerea lor spirituală și fără aplicații practice. Deci făceau niște lucruri pe care nu le înțelegeau suficient și ca atare nu puteau să le aplice efectele în viața lor particulară. Iată ce citim în privința aceasta, revin la Psalmul 50 de la versetul 8. Sunt cuvintele Domnului prin Asaf. Nu pentru jertfele tale te mustru, adică ele sunt aduse după cerințele legii. Fiecare dimineață și seara, în sabat, la lună nouă mai multe și la sărbători și mai multe. Căci ardele tale de tot sunt necurmate înaintea mea. Nu voi lua taur din casa ta, nici sap din staulele tale, căci ale mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munților cu miile lor. Eu cunosc toate păsările de pe munți și tot ce se mișcă pe câmp este al meu. Dacă mi-ar fi foame, nu ți-aș spune ție, căci a mea este lumea cu tot ce cuprinde ea. Deci iată că din aceste cuvinte înțelegem un concept al evreilor. Ei socoteau că Dumnezeu are nevoie de jertfele lor. Și Dumnezeu le spunea, eu n-am nevoie de jertfe, altceva am vrut să vă explic cu asta. Și noi știm, gândindu-ne la Domnul Hristos, ce voia El ca ei să înțeleagă. Deci iată, și cu asta să înțelegem pentru noi, putem să facem anumite slujbe fără să le înțelegem rostul și fără să fim bine primiți înaintea Domnului. Evreii niciodată, nici înainte de robia babiloniană, nici după aceea, n-au întrerupt procesiunea jertfelor. Problema era că nu le aduceau așa cum cerea Domnul și el nu le putea primi. După cum vă citesc și din Isaia, capitolul 1, de la versetul 11. Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Sunt sătul de ardere tot ale berbecilor și de grăsimea vițierilor, nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucru ca să-mi spurcați curțile? Vedeți? De ce zice și Solomon că jertfa celui rău este o scârbă înaintea Domnului? Mai degrabă era deranjat Dumnezeu decât mulțumit. În continuare citesc din versetul 13. Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare. Deci se poate să slujești fără să fii bine primit. Că și Cain, povestea e veche, a adus jertfă, dar Dumnezeu nu i-a primit-o. Căci mi-e scârbă de tămâie, nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoare. Urăsc lunile voastre cele noi și praznicile voastre mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Deci iată că se poate să fii punctual cu slujirea, dar toată viața ta religioasă să se rezume la atât. Să nu înțelegi de ce aduci jertfele? De fapt, de ce trebuiau aduse jertfele? Ele erau fie o ardere de tot, ocazionată de ispășire, sau jertfă pentru vin. Deci ei aduceau toate astea, sau trebuiau să le aducă pentru păcatele lor. Dar zicea Domnul și prin profetul Ieremia, degeaba le aduceți, că voi când mergeți acasă începeți cu o altă serie de păcate. Și atunci nu iese decât o fugă și un circuit închis a jertfei și a păcatului. Sau alte jertfe trebuiau să fie de mulțumire, în care să laude pe Domnul pentru toată providența sa, să fie mulțumiți de Dumnezeu. Dar ei nu erau mulțumiți, că dacă ar fi fost mulțumiți, atunci i-ar fi slujit. Ei vroiau altfel să se comporte și socoteau că Dumnezeu nu le dă libertate. Și atunci încercau ei să se manifeste așa ca niște copii răi fără știrea părinților, dar Dumnezeu cunoaște totul. Iată ce mai citesc iarăși din Psalmul 50, tot în ideea aceasta, versetele 16 și 17. Pentru a vedea că ei se închinau, dar
Starea lor spirituală nu era deloc bună. Dumnezeu zise celui rău, ci tot înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu. Când tu urăși mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta. Deci Dumnezeu citește starea inimii. Domnul s-a uitat spre Abel și spre jertfa lui, spre Cain și spre jertfa lui. Dacă am putea doar să îi dăm lui Dumnezeu înregistrările de la cântări și să audă numai sunetul rugăciunii, dacă nu ne-ar cunoaște inima, ar fi ceva. Că dacă am fi auzit noi poate rugăciunea fariseului, am fi zis că da, ăsta dă un raport cum se cuvine. Dar Dumnezeu a citit imediat mândria, disprețul față de aproapele său și l-a descalificat. Pe Dumnezeu nu-l încântă mulțimea jertfelor, nici regularitatea slujirii noastre, dacă nu înțelegem rostul slujirii, ce vrea Dumnezeu de la noi. El vrea să îi înțelegem sfințenia. Asta cere toată cartea Levitic, unde totul se cere a fi numai jertfă, jertfă. De ce? Pentru înțelegerea sfințeniei. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Doamne, ajută-ne să înțelegem. A existat riscul pentru evrei și la fel de mare și pentru noi. Ca să ajungem și să ne asemănăm cu cei care nu cunosc pe Dumnezeu. Dacă nu înțelegem voia. Domnul a spus femeii samaritenci în Evanghelia după Ioan, capitolul 4, versetul 22. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, voi vă închinați la ce nu cunoaștem. Dar riscul era ca să fie unii ca alții. Aceștia cunoșteau, dar au pierdut sensul adevăratei închinări, ceilalți măcar nu cunoșteau. Sau cum zice Pavel despre atenieni, voi vă închinați unui Dumnezeu necunoscut. Evreii spuneau, noi cunoaștem, ce cunoașteți? Că trebuie să-i aducem jertfe. Da, dar ce înțeles au jertfele? De ce trebuie adusă jertfă? Fiindcă Dumnezeu nu poate suporta păcatul, plata păcatului este moarte. Și dacă tu sacrifici un animal pentru păcatul tău și tu treci mai departe în păcat, la ce ajută asta? Oare de câte ori ne contrazicem noi prin cuvintele ce le spunem în cântare? Cântăm într-un fel, cum nu odată m-am indignat eu, în mod special auzind tineri cântând, mă dau ție, mă dedic cu toată viața mea, cu toate energiile mele. Și de-abia așteptau să termine cântarea să meargă la un meci de fotbal. Și întreb eu unde au depus mai multă energie, în sala de slujbă sau afară pe teren. Deci aceste falsități Dumnezeu nu le poate suporta. Forme de evlavie. Acum nu ne mai jertfim animalele, dar îi dăm noi cota noastră parte din activitatea noastră, din închinarea lui Dumnezeu și în rest facem ceea ce vrem, ceea ce gândim. Și pierdem înțelesul profund al lucrărilor sfinte. Am citit undeva despre un om care a suferit foarte mult datorită pierderii soției valoare și fiindcă era un om cu mari proprietăți, s-a hotărât să ridice un templu în memoria ei. Și până un alt a îmbălsămat-o după regulile vremii, și a pus coșciugul într-un loc unde exact acolo trebuia să se ridice edificiul cu pricina. Lucrările au demarat, a fost un șantier de proporții, vroia să fie ceva, întrucât el să fie socotit un ctitor care să rămână în istorie și înainte aproape de a fi gata clădirea și de a fi finalizările la lucrurile mărunte, într-o zi când inspecta șantierul, a întrebat, oprindu-se în dreptul sicriului care devenise o ladă plină de praf și plină de lovituri. Dați la o parte lada aceasta, că ne încurcă și toate sunt gata. Când de fapt totul se voia a fi în cinstea soției lui, uitase de ea. Așa mi se pare că se întâmplă și în vremea noastră. Ideea de biserică este constituită în jurul ființei lui Dumnezeu și a închinării reale. Dar se ajunge în situații în care Dumnezeu împiedică și trebuie să fie evacuat, ca noi să ne derulăm cu slujirea noastră formală și toată pe degeaba.
Dar să ne oprim aici cu observațiile de fond critic și să vedem ce aplicații teoretice și practice putem să extragem din realitatea evreilor de atunci. Trebuie să cunoaștem mai bine atributele divine, adică să-L înțelegem pe Dumnezeu cum este El. Că numai așa putem să ne închinăm în mod corespunzător. Să înțelegem că Dumnezeu este independent de creația sa, dar este stăpân peste ea. De aceea aici în Psalmul 50 de la versetul 10 am citit: ale mele sunt toate dobitoacele pădurilor. Tot ce se mișcă pe câmp este al meu. Dacă mi-ar fi foame, nu ți-aș spune ție, căci a mea este lumea și tot ce cuprinde ea. Iată că dintr-o dată evreul trebuia să-și dea seama, de fapt animalele sunt ale mele care le închin Domnului. Doar David pricepea aceste lucruri și a zis, scrie în 1 Cronici 29, Doamne, ce ți-aducem noi vine de la Tine. Și asta înseamnă să gândești altfel. Versetul 13, oare mănânc eu carnea taurilor, oare beau eu sângele țapilor? Deci Dumnezeu nu este dependent de creația sa. El a creat-o pentru slava sa, pe de altă parte le-a creat pe cele de pe pământ pentru noi, și dacă nu-L înțelegem cum este El, atunci nu ne putem închina cum se cuvine. Dumnezeu nu este ca Haman, în fața căruia dacă nu te închini se supără, pentru că are El dorința ca tot să fie supușii Lui. Dumnezeu trebuie înțeles prin prisma bunătății și dragostei sale răbdătoare, care așteaptă ca închinătorii Lui să-și vină în fire și să înțeleagă atributele sale care aparent sunt contrastante. Cum împăcăm noi bunătatea cu asprimea Lui Dumnezeu, îndelunga Lui răbdare cu judecata Lui fără milă la ziua de apoi. Noi suntem obișnuiți cu oameni mărginiți, pe unul cunoaștem ca bun, pe altul cunoaștem ca și revoltător. Oare îl înțelegem pe Dumnezeu privindu-L așa de jur împrejur? Aici este scris în Psalmul 50, versetul 7, ascultă poporul meu și voi vorbi. Deci cu alte cuvinte, fii atent la ceea ce spun, ca să înțelegi. Ascultă Izrael și te voi înștiința, eu sunt Dumnezeu. Și dintr-o dată trebuia să înțeleagă ce este asta, eu sunt Dumnezeu. Și apoi continuă, Dumnezeul tău, un Dumnezeu care are favoare pentru tine. Dumnezeu era gata să ierte, să se îndure de ei, dar nu putea să suporte la infinit această stare. De aceea poate uneori unii cădem în ispita de a afirma așa cu superficialitate, Dumnezeu este bun, doar nu o să-i pedepsească, ce o să facă Dumnezeu cu alții, cum se închină alții nu este bine, am văzut că și ei au bucurie când se închină. Tot din acest psalm vom vedea că sunt situații în care Dumnezeu tace. Și aparent îți dă impresia că ți-a primit închinarea, dar vine apoi și te sesizează, nu sunt de acord cu ce ai făcut. Nu e ușor de înțeles Dumnezeu, scrie aici în versetul 21, iată ce ai făcut și eu am tăcut. Ți-ai închipuit că sunt ca tine, Dumnezeu nu-i ca noi. De exemplu, spune Scriptura în altă parte, Dumnezeu nu-i om să-i pară rău, Dumnezeu nu-i om să mintă. Știm noi cum este Dumnezeu? Până să-L înțelegem, El este gata să se îndure de noi. Dar dacă nu L-am înțeles, nu vom beneficia din îndurarea Lui. Apostolul Pavel scria în Romani 11, cu 22, vorbind despre evrei, despre evoluția lucrurilor în istorie. Uită-te dar la bunătatea și asprimea Lui Dumnezeu. Asprime față de cei ce au căzut, și bunătate față de tine dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta. Deci o bunătate condiționată, dacă nu încetezi să rămâi în ea. Alminterea vei fi tăiat și tu. Sau vă mai citesc din cartea profetului Isaia, capitolul 30, versetul 18. Totuși Domnul așteaptă să se milostivească de voi, se va scula să vă dea îndurare. Căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferici de toți cei ce nădăjduiesc în El. Deci,
din toate atributele divine, îi iese în evidență bunătatea, dragostea. Dar celelalte care par ascunse nu trebuie pierdute din vedere. Că riscăm să ajungem la o închinare formală, ușuratică, superficială, mediocră. Dacă credem că îl putem duce pe Dumnezeu așa cu vorba, cu atitudinea noastră. De aceea atunci când ajungi să-L înțelegi pe Dumnezeu, te verifici și îți corectezi starea. Acesta este scopul celor scrise de Asaf și a lecției noastre de astăzi. Mai stai în loc, cum mereu sunt întreruperi în cartea psalmilor, oprire, cum zice și în psalmul 46, opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu și cercetează-te. Până tace Dumnezeu, până nu își dezlănțuie mânia. Înțelegerea gândirii și acțiunilor divine trebuie să ducă la o reevaluare a vieții noastre religioase. Unii se ascund de noi, alții se înșeală pe ei înșiși și cred că Dumnezeu poate fi convins. Am citit o situație cum mai dură nu mi-aș putea imagina. Despre un predicator care și-a pus ochii pe o femeie și pe parcursul a câtorva zile în timp ce el făcea slujbă, trăia cu ea în adulter. Ea avea mari mustrări de cujet și după ce păcăteau se rugau împreună, zicând, Doamne, te rog să ne ierți. Și o mângâia pe ea la gândul că Dumnezeu este bun și ne va oferi iertare. Și în seara următoare slujea iară. O realitate cum mai crudă nu se poate. Asta spune că este culmea acestor forme de evlavie. Dar am aflat altele mai puțin crude, dar tot vinovate înaintea Domnului. A unor oameni care se duc înainte în slujirea lor, în mod negândit. Și Dumnezeu tace. Am întâlnit pe cineva care a spus, frate, dar dacă mă retrag, toți își vor da seama că am făcut ceva. Și poți să slujești mai departe așa. Te lasă inima. Dar poate că mă vindec pe parcurs. Iată ce citim din Psalmul 50, versetul 14. Aduc ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește juruințele făcute celui preaînalt. Mulțumește Domnului pentru felul în care s-a purtat cu tine, pentru ceea ce este El și adu-ți aminte de tot ce ai juruit în viața ta de credință. În Scriptura mai bine să nu juruiești decât să faci gestul unui nebun care zice și în urmă zice, n-am mai putut, cum spunea cineva despre un om care își calcă frecvent cuvântul, îți promite și în urmă îl întreb, dar nu tu ai promis? Da, am promis atunci, dar nu mai promit. Asta merge între oamenii care n-au caracter, dar în fața lui Dumnezeu te costă. Împlinește-ți juruințele făcute celui preaînalt. Câte lucruri nu ne-am angajat noi că facem. Câte nu s-au angajat cei ce se botează numai în fața noastră. Pentru că i-am întrebat, era normal să o facem. Câte nu încalcă cei căsătoriți după ce declară cu solemnitate că vor iubi, vor sluji. Asta înseamnă să nu mai trăiești doar într-o formă de evlavie, să te gândești la ce ai zis. Cum spuneam, la cântările care le cânți, la cuvintele ce le spui sau la care le citești în Biblie. Fii mai atent! Iată ce citim și din Osea, capitolul 6, de la versetul 3, tot despre o provocare la o reevaluare, o reformă, o reciclare a vieții noastre spirituale. 6:3, să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul, căci El se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul. Ce să-ți fac, Efraim, întreabă Domnul? Ce să-ți fac, Iudo? Deci și cei din nord și cei din sud, evlavia voastră e ca norul de dimineață și ca roua care trece curând. Deci atâta vă ține până e gata slujba. Și odată cu aminul s-a încheiat și toată sfințenia voastră. Ce să vă fac, întreba Domnul?
Știți că și în Isaia, capitolul 1, înainte de a spune acele acuzații despre care am citit, întreba Domnul, tot trupul bolnav, ce pedepse să vă mai dau? Adică sub ce formă să vă mai înștiințez și cum să vă lovesc ca să vă treziți? În Psalmul 50, Dumnezeu a vrut să trezească poporul prin predică mai întâi. Vom vedea în psalmii următor că vin pedepsele. Dar mai întâi a zis, ascultă poporul meu și voi vorbi. Am ceva să spun, nu-mi place de starea ta, îndreaptă-te. Am întâlnit oameni care nu vor să se lasă învățați numai în urma predicii. Spunea unul, frate, eu nu mă pot trezi până nu mă lovește Domnul. De ce nu gândești, omule, că te va durea? Este mai bine să te sesizezi în urma cuvântului, că Domnul îți dă har. Cum era recent o descoperire pentru un tânăr, Domnul îi lăsase ca o frânghie albă, ține-te de ea și asta te va duce pe drumul cel bun. E un ajutor din partea Domnului, mai întâi o lumină și apoi ajutorul pe care El ți-l dă. Iată ce vă citesc și din cartea Iov, capitolul 42, ca să nu spună cei care sunt pocăiți, ei nu sunt de nota 4 și 5, ei sunt de nota 7 și 8, avem și de 9, sau sunt și de 10. Deci cine vrea să-și reevalueze viața de credință, oricând va găsi îmbunătățiri. Spunea Domnul, vița care aduce roadă, o curăție, să aducă și mai multă roadă. Deci o mai profundă cunoaștere a lui Dumnezeu te face să-ți reevaluezi viața, să fii mai atent, să te apropii de Domnul, să te sfințești. Și după regulile în Apocalipsa, cine e sfânt, să sfințească mai mult. Iată ce zice Iov, dreptul Iov. Citesc de la versetul 1. Eu vă răspund Domnul și a zis, știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Acum sunt cuvintele Domnului. Cine este acela care nebunea să-mi întunece planurile? Răspunde Iov, da, am vorbit fără să le înțeleg, de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. Acum Domnul, ascultă-mă și voi vorbi, te voi întreba și mă vei învăța. Și Iov răspunde, urechea mea a auzit-o vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Ne propunem și noi o pocăință fără țărână, fără cenușă, dar cu smerenie, amin? Trebuie ca această reevaluare și acceptare a mustrărilor, a sfaturilor Domnului să ducă la o practică religioasă completă. Adică să nu cădem nici în extrema cealaltă a unora care spun nu contează felul în care cânți, în care te rogi, în inimă să fii foarte sincer și curat. Toate trebuie să fie la locul lor. Dumnezeu vrea să avem și o închinare corectă și forma de evlavie să fie bună. Numai se corespundă ceea ce este în interior cu ceea ce este în exterior și ambele să fie valide și acceptate de Domnul. De aceea este scris în Psalmul 50, ultimul verset, 23, cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Și asta e ceva foarte important. Să fii tot timpul într-o atitudine de laudă, de mulțumire la adresa Domnului, să-L cinstești. Prin cuvintele tale, asta fac îngerii în cer în permanență și ar trebui să facem și noi. Degeaba spune apostolul să se aude mai degrabă cuvinte de mulțumire. Dumnezeu merită lăudat pentru fiecare răsărit de soare. Aș spune pentru fiecare respirație, care este un har de la El, pentru fiecare privire. Și celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Deci fii atent la calea ta, fii atent la toate gesturile și atitudinile tale. Nu degeaba spune Scriptura să ne și îndemnăm unii pe alții, vezi ceva la fratele tău, aplică-i o mustrare cu dragoste, roagă-te pentru el, mijlocește. Fiecare, cum zice în Iacov 1, să-și adâncească privind legea desăvârșită și apoi să caute să împlinească. Ce frumoasă ar fi pocăința așa. Dar dacă fiecare vrea să găsească pe altul mai slab decât el, să spună că se poate și așa, sau fiecare care se socotește a fi ceva
mai bun decât altul, îl disprețuiește pe cel care e mai rău ca el. Astea nu sunt modalități de a ne sfinți și de a ne încuraja pe calea credinței. Se sunt concepte eronate de care trebuie să scăpăm. Farisei erau foarte riguroși cu zeciuiala din zarzavaturi și Domnul le-a spus, da, astea trebuie dat. Aveau nevoie cei care slujeau acolo, leviții și preoții, de toate alimentele. Dar le-a spus cele mai importante, dreptatea, mila, credincioșia, Matei 23 cu 23, să nu lipsească. Sau, spune Apostolul Pavel, 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 1, vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. Deci atât conceptele cât și practicile trebuie să fie în voia Domnului. Și nimeni să nu spună, frate, eu așa am primit. Că n-ai primit de la Apostolul Pavel, că el a propovăduit așa cum a primit de la Domnul. Eu nu știu la câte mână ai primit dumneata Evanghelia. Și poate mai degrabă trebuie spus că e nevoie de o reformă și să se adeverească, așa cum scrie în Vechiul Testament, că s-au întors la practici care nu se mai respectaseră cu generații în urmă. Deci acestea nu sunt scuze pentru cine n-a primit o evanghelie curată care să îi asigure mântuirea, pentru că numai acela care veghează asupra căii lui va fi mântuit. Cât despre ceilalți au început, merg formal, cum spunea un frate, se duce paralel, nu are niciun rost. Dumnezeu nu vrea închinători formali, ci oameni care se închină în duh și în adevăr, Doamne, ajută-ne! Deci, cred că este cazul să ne întrebăm cum se întâmpla în bisericile din primele veacuri. Fie că era o inscripție deasupra ușii, fie că era un om care întreba pe cei ce intrau să se închine, știți unde intrați? Urma a doua întrebare, știți în fața cui vă închinați? Și cred că ne trebuie în biserică un aparat prin care să-L putem penetra pe Dumnezeu și atributele sale mai bine, mai de aproape, și apoi o oglindă sfântă, să ne putem vedea pe noi și corecta în lumina Scripturilor. Doamne, ajută-ne! Așadar, cred, fiecare va evalua pentru sine, că psalmii lui Asaf, acest cântăreț, rețineți, profet, cu o percepție foarte reală a imaginii poporului evreu în ochii lui Dumnezeu, merită să fie o învățătură pentru noi. Iată ce vă citesc din Psalmul 78, versetul 1, zice Asaf, ascultă învățăturile mele, luați aminte la cuvintele gurii mele. De ce trebuie să luăm noi aminte la cuvintele lui Asaf? Vă citesc din 1 Cronici 25, să vedeți că el a fost proroc, unul care descoperea cuvintele lui Dumnezeu și pătrundea ceea ce este în inima oamenilor. Că și astăzi sunt multe cântări compuse de care cum, dar câți din acești compozitori sau poeți sunt și profeți? 1 Cronici 25, de la versetul 1. David și căpetenii oștirii au pus deoparte pentru slujbă pe aceia din fiul lui Asaf, Heman și Edutun, care proroceau întovărășiți de arfă, de alăută și de chimvale. Și enumeră dintre fiii lui Asaf, a lui Heman și Edutun. Și scrie aici, apoi în versetul 6, toți aceștia erau sub cârmuirea părinților lor, deci a celor trei, pentru cântarea în casa Domnului și pentru slujba casei lui Dumnezeu. Să dea Domnul oameni cu gândirea lui Asaf, cu practica lui. El n-a fost doar un teolog care stă și scrie, a fost unul care a slujit în casa Domnului, a cântat, a avut cuvinte descoperite din partea Domnului și ceva la ce merită să vă gândiți în vederea lecțiilor ce urmează. Asaf a trăit în vremea lui David. Atunci nu existau nici înălțimi acceptate. Nu existau nici bali, nici astartei, era doar închinarea la Iahve. Singurul cult practicat era cel adevărat.
Și totuși, în vremea lui David, Asaf surprinde prin Duhul profetic oameni numai cu o formă de evlavie. Adică în adunările noastre, cu o închinare corectă, pot fi oameni care au doar formă, fără viață. Și Dumnezeu vroia adevărați închinători. De aceea zice David în Psalmul 12:1, Doamne, vin un ajutor că se împuținează oamenii evlavioși din țară. Și tot el zicea în Psalmul 16, aceștia sunt toată plăcerea mea. Oare înțelegem noi că în bisericile noastre de pocăiți din România, pentecostal, baptist sau alte denominații, riscul e la fel de major ca pe vremea lui David? Da, noi avem Scriptura. Da, și n-aveau numai Scriptură. Și profeți, și oameni care slujeau, și totuși formalismul era mereu o tendință asupra căreia Asaf și alții au sesizat. De aceea, rămânând pe aproape în 1 Cronici 28 cu 8, sfătuia David, ca unul care și el avea Duhul lui Dumnezeu și care a dat o orientare bună întregii țări. Acum, înaintea întregului Israel, înaintea adunării Domnului și în fața Dumnezeului nostru care vă aude, păziți și puneți-vă la inimă toate poruncile Domnului Dumnezeului vostru ca să stăpâniți această țară bună, să o lăsați de moștenire fiilor voștri după voi pe vecie. Când ne pierdem forma de evlavie, generația următoare e pierdută. De aceea, să nu ne bizuim doar pe numele ce îl purtăm și pe harul ce îl moștenim și să-L cunoaștem pe Dumnezeu cu adevărat și să-I slujim cu concepte curate și cu practici sfinte. Doamne, ajută-ne! Amin!